Bine v-am regăsit, dragi prieteni, cum să faci bani din agricultură? Întrebarea la care vă oferim și astăzi un răspuns. Cu peste 2000 de ani în urmă, Burebista, conducătorul strămoșilor noștri dacii, dădea un ordin soldaților săi și întregului popor să dea foc viilor de pe cuprinsul Daciei. S-a speculat la un moment dat că Dacia ar fi avut o problemă cu alcoolul, cu vinul, că ar fi băut prea mult, că ar fi iubit vinul peste măsură și asta ar fi avut consecințe nedorite, neplăcute asupra calității ostașului dac. Lucrurile, de fapt, nu stăteau în felul acesta. A dat ordin ca viile din Dacia să fie stârpite, să fie arse, pentru că aceste podgorii, multe pe care Dacia le avea la vremea respectivă, erau ca un magnet pentru popoarele barbare, pentru vecinii dacilor la vremea respectivă, stârnind adesea pasiuni și războaie purtate împotriva dacilor. Prin urmare, ceea ce se întâmplă astăzi în România, sau s-au întâmplat în toți cei 2000 de ani mai bine trecuți de la Burebista încoace, ilustrează faptul că suntem, evident, urmașii acestor daci. Pentru că România joacă și astăzi un rol foarte important pe piața viticolă a lumii, pe piața viticolă și a vinului de bună seamă. Astăzi România situându-se pe locul 12 în lume la producția de vin. Un loc important, dacă ne raportăm la întreg globul, deține România un loc și mai bun la nivel de Europa, desigur, locul 6 între țările cele mai puternice care pun vin în piața europeană și mondială în acest moment. Deocamdată nu punem foarte mult vin în piața europeană și mondială, doar o mică parte din ceea ce producem ajunge să fie vândut în afara României, însă potențialul pe care îl avem în acest domeniu este unul uriaș, este remarcabil. România produce astăzi undeva la 3,7 milioane de hectolitri, sigur e o variabilă de la an la an. A fost un an 2013 când am produs chiar undeva la 5, milioane de hectolitri. Depinde de bunul Dumnezeu, depinde de ceea ce se întâmplă în natură, depinde de calitatea vremii în anul cu pricina. În orice caz, chiar dacă suntem pe acest loc onorabil, locul 6 în Europa, locul 12 în lume, totuși suntem la o mare, mare distanță față de principalele jucătoare în piața vinului. Dacă ne raportăm la o Italie care produce anual undeva peste 40 de milioane de hectolitri, Franța tot pe acolo se învârte, Spania, Germania și Portugalia sunt țările care stau înaintea noastră în acest clasament. În orice caz, în România fenomenul viticol este un fenomen în creștere. Dacă în 1970 aveam 300 de mii de hectare, probabil că aveam tot atâtea și în 1990. În momentul de față, în România avem vreo 200 de mii de hectare de viță de vie plantate. Sunt în general culturi, și culturi vechi, dar și culturi noi, pentru că România a beneficiat în programul 2007-2013 de acel program de reconversie viticolă, investindu-se în România în acea perioadă peste 238 de milioane de euro. Programul de reconversie continuă. România are o negociată o cotă cu Uniunea Europeană pe piața vinii viticolă, undeva la 250.000 de hectare de viță de vie. Deci ne vom apropia ușor-ușor. E un fenomen foarte atractiv pentru români. E un fenomen atractiv nu doar pentru români, ci și pentru jucători străini, pentru că foarte mulți din podgorenii și din cei care dețin crame în România, după anii 90 încoace, în majoritatea lor sunt străini. Străini care s-au asociat, fie s-au asociat cu parteneri români, fie fac o afacere pur străină în România pe această piață a vinului. Despre cum să faci bani din viță de vie, despre cum să faci bani dintr-un hectar de viță de vie. Despre asta vom vorbi, dragi prieteni, în ediția de astăzi a rubricii Cum să faci bani din agricultură. Îl salut pe Avram. Salut, Avram. Bine ai revenit. Te salut și eu, Dinu. Haideți să introducem un pic. Vom porni întotdeauna, cum i-am obișnuit pe telespectatorii noștri, de la cazuri concrete, cazuri, situații punctuale. Vom pleca tot din Franța, pentru că are o tradiție fantastică, dacă ne gândim doar la regiunea Bordeaux,
unde sunt peste 8.000 de producători de viță de vie și în consecință și de vin, și sunt jucători cu jumătate de hectar, sunt jucători cu un hectar, cu 2-3 hectare și trăiesc bine mersi din o poveste de felul acesta. Haideți să introducem un pic pe telespectatorii noștri în atmosfera splendidă a vinului. Vom pleca în călătoria noastră din Franța, așa cum ai spus în introducere, în așa fel încât în finalul emisiunii să putem ajunge la o dimensionare de afacere viticolă în România la nivelul unei ferme familiale. Pentru că logica acestei emisiuni este să venim, să dăm o șansă oricărui tânăr din România, țăran sau orășan, care deține un hectar minim la țară sau îl poate deține la țară prin cumpărare, în așa fel încât să-și poată gândi un viitor în această afacere. Practic, venim cu abordare în opoziție față de sistemul industrial, în care ar trebui să ai zeci, sute de hectare de pământ ca să poți face o afacere industrială pe vin. Nu putem astăzi în România să dăm idei unui tânăr din România să-i spune, cumpără-ți 50 de hectare de pământ, fă-ți 50 de hectare de vie, chiar dacă poți cumpăra pământ într-o fostă podgorie viticolă ca să ai dreptul să plantezi. Deci, practic, plecăm de la o cifră mică, și anume cifra 1, un hectar. Cum putem construi o viață corectă în România plecând de la un hectar? În imagini vom avea cât de repede câteva imagini de la un grup de viticultori celebru astăzi în lume, pe primul loc în lume la nivel de imagine, care produc cele mai scumpe vinuri, și anume viticultorii din Burgoni, deci nu Bordeaux. Burgoni, o zonă din Franța, care este recunoscută la nivel mondial pentru cel puțin două vinuri extrem de cunoscute, și anume Romane Conti și Chambertin. Cele două, să zicem, perle. După care vom veni cu elemente din alte zone ale Franței și apoi să aterizăm încet încet în România. Dacă plecăm din Burgoni, vorbim de o zonă care astăzi, prin imaginea pe care o are, a adus hectarul de vie, așa cum se întâmplă și la Bordeaux, la 1.000.000 de euro un hectar. Deci când vorbești de un hectar de vie la Bordeaux sau în Burgoni, vorbești de o cifră de afaceri, de un business pe care nu poți să-l cumperi decât... Estimat la 1.000.000, cotă de piață. Nu vinde nimeni un hectar de vie la un preț mai jos de 1.000.000 de euro, datorită imaginii. Dar nu vinde nimeni nici măcar la 1.000.000. Dar cam aici este estimată piața, deși nu este o piață în care se vinde acel hectar de vie. A doua caracteristică a zonei Burgoni este legată de faptul că sistemul de cultură merge pe o schemă de plantare de 1 pe 1. Asta înseamnă că rândurile de viță de vie sunt la un metru pentru soiurile care se vând sub denumirea de Romane Conti. Asta înseamnă că nu intră tractorul printre rânduri. Pentru că e vorba de un sistem vechi care l-au păstrat ca și schemă de cultură, și atunci le trebuie alt instrument, alt utilaj care să poată intra printre rândurile de vie la un metru distanță între rânduri. Și aici sunt două variante, motocultorul sau calul. Ori în istorie n-au avut motocultor, deci utilizau calul. Dar vă rog să dați și imaginea. Iar astăzi este fundamental pentru Romane Conti. O butelie în medie se vinde undeva la 500-700 de euro. O butelie, să zicem, de Romane Conti sau de Chambertin. Și poate să ajungă, bineînțeles, la peste 100.000 de euro la preț de mașini scumpe. Dar prețul mediu este undeva până într-o 1.000 de euro pentru o butelie la care stai pe o listă de așteptare de 2-3 ani de zile. Cum a ajuns la această performanță? Ce suprafețe au? 1-3 hectare de vie. Cum le lucrează? Cu calul. De ce cu calul și nu cu motocultorul? Pentru că ei au construit o imagine de vin mai sănătos, mai ecologic, iar ei trăiesc din agroturism. Fiecare castel din cele 8.000 de la Bordeaux sau din cele 3-4.000 din zona Burgoni, pentru că atunci când spui un vin francez, spui în spate o mică jucărie numită Château, că e vorba de Château Margaux sau de Château Lafite sau orice alt castel. Deci, practic, o mică proprietate care are în centru un mic castel. Și atunci, vorbim de ferme de 1, 3, 5 hectare. Media la Bordeaux este undeva la 3-4 hectare. În Burgoni, chiar mai mic. Chiar mai mică media respectivă. Suntem undeva până la 2 hectare în medie. Deci, parcele care au un sistem de cultură tradițional pe care îl poți găsi astăzi în România. Dați la bunicul la casă. Dați un pic în imaginile astea, vă rog eu, dacă puteți reveni pe imaginile cu calul, ca să vadă lumea că sunt imagini totuși, nu colegii de la care vă pricepeți la tehnică, sunt imagini filmate în
în timpul nostru, nu? Nu sunt imagini de prin 1900 toamna de vreme, nu? Sunt practici, iată, care astăzi par primitive. Vorbim de un hectar de vie de 1 milion de euro ca valoare, care este lucrat cu calul. Nu se poate lucra altcumva pentru că distanța între rânduri este de 1 metru. N-avem altă variantă de a intra mecanizat decât cu motocultor. Și ei, ca să poată să dezvolte un turism de lux în această regiune, sunt obligați să joace cu calul pentru a putea veni cu o dimensiune, cu o imagine pozitivă asupra acestei vii. Mai departe. Vorbim de familii care, practic, și-au construit o imagine de afacere de familie care au propria cramă. Cât de mare trebuie să fie crama în Burgoni pentru cineva, pentru un viticultor care are 2 hectare de vie? Vorbim de o cramă de 150 de metri pătrați maxim, adică o cramă la nivel de familie. Pentru că doar în alte regiuni ale Europei agricultorii își fac cooperative unde n-au imaginea pe care o au cei din Bordeaux sau din Burgoni, aici fiecare familie are propria cramă. În Barolo, în alte zone din Europa, Italia, de exemplu, acolo se merge pe ideea de cooperativă pentru acești mici viticultori. Dar Bordeaux și Burgoni joacă pe cramă familială la nivel de familie. Pentru marcă 1-3 personală, da. Pe marcă privată. Altă regulă a jocului, producția lor. Vorbim de producții de până la 5-7 mii de kilograme de struguri pe hectar. Deci nu vorbim de un sistem de agricultură intensivă, vorbim de un sistem de agricultură extensivă, de regulă ecologică în cazul Bordeaux sau Burgoni, ca să poată să producă un vin, fie certificat ecologic, fie un vin DOP. În cazul Burgoni au 100 de DOP-uri viticole. Deci 100 de viticultori au propriul DOP, adică propria denumire de origine protejată. Idem Bordeaux. Deci se joacă la nivel de imagine. Și-au construit imaginea în sute de ani. O altă regulă a jocului. De regulă, via este înerbată un interval din două. Asta înseamnă că anul acesta... Deci mergem pe sărite și intrăm cu plugul și facem lucrări de fertilizare, lucrări de întreținere, pe un interval din intervale. În așa fel încât să putem avea acces în vie fără să ne murdărim pe picioare, pe intervalul respectiv, să putem face lucrările respective, încât din 2 în 2 ani de zile să putem interveni. Altă regulă a jocului. Ca să poți vorbi de o vie foarte scumpă și de un vin foarte scump în cazul acestui viticultor de la Bordeaux din imagini, emblema lui în viticultură este coccinela, este mămăruța. Dacă nu găsești într-o vie de Bordeaux sau într-o vie de Burgoni o mămăruță în timpul sezonului, ăsta este un semn rău pentru el ca viticultor, înseamnă că este o vie chimizată și asta înseamnă că pentru consumator este fundamental să înțeleagă dacă este o vie mai sănătoasă care produce un vin ecologic. Fiind vorba de drumurile vinului care se fac acolo ca și circuite turistice, asta înseamnă că vin chinezii, foarte mulți chinezi, japonezi, vin din întreaga lume turiștii în aceste vii, să vadă cum se lucrează via la nivel de cal, să vadă, să înțeleagă de ce un hectar de vie în Burgoni poate să fie 1 milion de euro. Ce are de fapt? A costat investiția 1 milion de euro? Evident nu. Evident că nu. De fapt, acestea sunt regulile jocului. Deci, intervale înerbate, un sistem de agricultură cât mai extensiv, fertilizare organică, de aia e nevoie de cal în loc de motocultor. Că avem nevoie de gunoi de grajd. Ori, un cal dă fertilizantul necesar pentru un hectar de vie. Este regula de un UVM pe hectar. De aceea este nevoie de minimul... Adică ai un cal în grajd, înseamnă că ai îngrășământ... Ai fertilizantul organic pentru un hectar. Adică 5 tone de gunoi, exact. Da, încât să poți produce o materie organică necesară, mai ales în zone viticole, unde materia organică este foarte săracă, pentru că via are nevoie de un pământ mai aerat, mai structurat, mai ușor, lutonisipos și atunci, cum este cazul la Bordeaux, da? Suntem pe malul apei și atunci ai nevoie de fertilizare organică susținută. Și în Burgoni, și în Bordeaux, altă regulă a jocului, dacă nu-i destulă fertilizarea cu un cal la nivel de fermă, se face târlire cu ajutorul oilor, se introduc cu oi în timpul iernii și la Bordeaux și în Burgoni, ca element de imagine pozitivă pentru ei. Pentru că la Bordeaux, fiind pământuri foarte sărace la Bordeaux, pe malul oceanului, au nevoie de fertilizant organic. Și atunci îl aduc în timpul iernii cu ajutorul târlirii, cu ajutorul oilor. Foarte interesantă poveste. Bun.
Cât poate să câștige, Avram, un podgorean cu un hectar de viță de vie lucrată cu calul și în condițiile pe care noi deja le-am prezentat, într-un an de zile din munca pe care o face acolo? Ca dacă... după aceea să translatăm puțin această poveste în spațiul nostru autohton. La ei vorbim de 5.000 de litri pe un hectar. Vorbim de 2-3 hectare, să zicem 10.000 de litri producția pe care o vinde un viticultor din Burgoni în medie. La 10.000 de litri, prețul... 13.000 de sticle, să spunem. Da, de 0,7, 13.000 de sticle. Vorbim de sticle care trebuie să fie vândute la peste 100 de euro, în cazul lor. Deci nu este sticlă de Burgoni, de Romane Conti sau Chambertin, la sub 100 de euro. Asta e cazul lor. Au reușit o performanță extraordinară, deși prețul pe piață a unui vin ordinar francez este de 2 euro. Deci plecând de la ce produce masă Franța, este 2 euro. Un vin cunoscut cât de cât este un vin la 5-7 euro în Franța, în medie, cât de cât acceptabil la băut. Dar aici vorbim de perla coroanei, de Burgoni sau de Bordeaux, care au investit în calitate, în imagine. În imagine, adică ce? Faptul că lucrează manual, prima o regulă foarte importantă a jocului. Ce imagine să vinzi aici? Să vinzi imaginea calului, pentru că, de fapt, el îți dă o imagine de sănătos la nivelul acestei pădurii. Și asta, dar e o imagine altele dublată sau o etichetă, o imagine, mă rog, pusă pe o sticlă în care a curs totuși un vin impecabil, un vin de maximă calitate, pentru că a gospodări un hectar sau două sau trei de viță de vie, nu e același lucru cu a gospodării 2500, cum există o podgorie în România, nu? În care controlul, efectiv, n-ai cum să-l ai pe 2500. Aici vorbim de afaceri de familie, în Franța, în România, vorbim de regulă de afaceri industriale, deci două logici total opuse. Românii în felul ăsta se justifică, iartă-mă, se justifică acea diferență, adică de ce costă un hectar de viță de vie în Burgoni sau în Bordeaux, în anumite locuri, un milion de euro, pentru că da, într-un an de zile veniturile care se pot realiza din vânzarea unui vin la 10 de euro sau chiar 100 de euro pe sticlă, faceți o socoteală, 10.000 de sticle ori 100 de euro, ori 50 de euro. Socotiți dumneavoastră cum doriți. E sport interesant. E o sumă... De aceea în România, cei care fac afaceri viticole în România industriale, se vor bate în final pe o piață la 2 euro. Deci, cine pune în România, cine plătează în România 50 de hectare de vie sau 100, el știe că în final obiectivul lui financiar este să vândă vinul la 2 euro. Să se bată cu jucători mari din Noua Zeelandă, din Chile, din Australia, care au și ei 2-3 mii de hectare, ori șansele de concurență la acest nivel sunt foarte scăzute. Te bați în primul rând cu Republica Moldova, unde au un sistem industrial de vie mult mai bine pus la punct decât cel din România. Deci șansele sunt foarte, foarte reduse. Am fost în septembrie la Bordeaux, am locuit într-un hotel lângă centrul lumii, buricul pământului în materie de vin, Cité du Vin, adică acolo unde se dă ora la nivel mondial în materie de vin. Și acolo n-am văzut niciun vin românesc, decât un vin produs în România de o firmă franțuzească. În Cité du Vin. Dacă nu existi în Cité du Vin, nu existi la nivel european ca vin de nișă, ca vin cunoscut. Adică vorbim vin de top. Vin de top. Da. Vorbim de un vin de masă, un vin ordinar. Bun. Foarte puțin timp mai avem la dispoziție. Haide să calchiem acest model, să-l aducem aterizăm în România. România. În România, pe un hectar de vie, ar trebui să producem 5.000 de litri de vin. Nu vorbim de o vânzare mai mare de 5 euro pe un litru de vin. Asta înseamnă undeva la 28 de lei un litru de vin. Asta înseamnă la 23 de lei o butelie de vin, care să fie un vin ecologic obligatoriu. E nevoie de 5.000 de butuci la hectar dacă distanța între rânduri este de 2 metri sau de 10.000 de butuci la hectar dacă vorbim de o distanță de 1 metru între rânduri. Și mergem cu calul. Ca să putem merge cu calul. Da, pentru dacă vrem să construim o imagine de fermă, da, clar, ecologică. Clar, de acord. Exact ca în Burgoni jucăm, ca în Bordeaux. Doar că noi nu avem un hectar de vie care să ne coste 1 milion de euro astăzi. L-am putea construi în 50 de ani de zile noi, copiii și nepoții noștri, încât să putem avea sigur o speranță că am putea juca pe o piață de nișă la un 5 euro ar trebui să fie o țintă rezonabilă. Adică 1.000 de euro net pentru un agricultor, 25.000 de euro brut pe an, 12.000 de euro net, 1.000 de euro pe lună.
acesta ar trebui să fie visul oricărui tânăr care are pasiunea sau își dorește să trăiască decent în România dintr-un hectar de vie. Bun, acum trebuie să mai spunem un lucru. În momentul de față, în România, 20 de județe ale României lipsesc de pe harta viticulturii românești. Între timp, multe din condițiile climatice s-au schimbat. Sunt zone în care, în Ardeal, de pildă, la noi, unde soiurile roșii nu erau recomandate a fi plantate. Pinou sau șirazul sau așa mai departe, și care astăzi își fac loc și fac chiar, cum să spun, carieră deja printr-un produs final de calitate. S-au schimbat lucrurile, încât, nu știu, trebuie să-i le sugerăm celor care ar dori să facă acest lucru, să-și ia musai un hectar de pământ acolo unde sunt areale viticole consacrate. Potrivit legii, nu poți să plantezi decât în zonă pe care o avem la nivel de cotă europeană. Dar, așa cum spui, în 10 ani de zile, cu schimbarea climatică actuală, se va schimba arealul de cultură și pentru viticultură. Așa cum a dispărut cota la lapte, s-ar putea să dispară și cota la vie. Pentru că sunt elemente de politică europeană, chiar acum se negociază pentru 2020-2027. Și atunci, sigur că da, cine își dorește astăzi să facă o plantație în România, astăzi, potrivit legii, o face doar în areal viticol. Mai avem o rezervă de circa 50.000 de hectare unde putem să plantăm în România. Și cred că se poate trăi decent dintr-o astfel de afacere viticolă, plecând de la un hectar minim, ca să plecăm de la o suprafață pe care multă lume o deține astăzi la țară, sigur, în areal viticol. Bun, haideți să le mai spunem oamenilor cam cât poate să coste în momentul de față înființarea unui hectar de viță de vie în România, având în vedere faptul că prin programul de reconversie națională a viței de vie, dacă ai drept de plantare cumpărat sau moștenit, dacă ești într-un areal consacrat viticol, poți să faci o aplicație în acest program de reconversie, se primea cel puțin până pe perioada 2013-2017, până la 14.000 de euro pe hectarul înființat. Investiția necesară. Bani care s-ajungeau ca să faci o înființare a unei plantații. Investiția, da. Ceea ce stăteam de vorbă la un moment dat cu cei de la viță de vie și îmi spuneau că, din nefericire, și aici, inclusiv culturi înființate cu fetească neagră, cu soiuri autohtone, neaușe, sunt aduși butașii, inclusiv crescuți în pepiniere în Italia. Italienii sunt mari jucători în implementare de așa ceva și vin ei și îți fac hectarul la 14.000 de euro cu material. Vorbim de o medie de 15.000 de euro, 17.000 de euro cu sistem de susținere pe un hectar de vie. În cadrul unei finanțări pe Programul Național Viticol, bineînțeles că se acoperă undeva mare parte din investiție pe acest Program Național Viticol. Da, este o investiție necesară pentru că vorbim de 5.000-10.000 de butuci pe hectar în funcție, vorbesc de investiție sistemul, în agricultură ecologică, dar nu vorbim de vie convențională, de vie chimizată. Aici vorbim de investiție ecologică la 5.000-10.000 de butuci pe hectar, de plante de puiesc pe hectar, în așa fel încât să poți respecta o tehnologie în agricultură ecologică, mă rog, în viticultură ecologică în acest context. Da, este o investiție. Dar dacă o poți acoperi deja printr-un program național și mai avem de pus încă 50.000 de hectare în România, poate ar merita să găsim 50.000 de tineri în România să facă fiecare un hectar de plantație viticolă și care să-și dorească să trăiască decent dintr-un hectar de vie și nu o să visăm la 50 de hectare, sute de hectare, unde nu avem banii pentru a putea face aceste investiții, așa cum ni se recomandă de către unii și de către alții. Pentru că în loc să vindem un vin la 2 euro, ar trebui să putem vinde un vin plecând de la un 5 euro în sus, un 5, 7, 10 euro, ca să putem să trăim decent dintr-o afacere familială viticolă. Investiția nu este ca la alți arbuști fructiferi care au o viață relativ scurtă, 10 ani, 15 ani. Aici, pe măsură ce via îmbătrânește, produce un vin de o înaltă calitate. Poți să faci vinuri bune într-o viță de vie nou înființată, însă vinuri mari nu poți să faci decât în vii care au îmbătrânit. Pentru că, nu, pivotarea acelei rădăcini la vița de vie care, mă rog, sondează straturi tot mai adânci ale solului și preluând de acolo minerale cât mai complexe. Asta-i dărutul jimen, nu? Este o afacere de părinți, copii, nepoți, adică o afacere pe termen lung, că nu poți construi imaginea unei familii decât la peste 100 de ani de intervenție în imagine. Eu zic că puteți începe, dragi prieteni, cu un hectar de viță de vie. După un hectar de viță de vie o să vindeți vin la 5 euro sticla, într-o primă etapă.
copiii voștri vor vinde un vin la 15 euro, iar nepoții voștri probabil vor vinde un vin ca la Comté, ca în alte părți ale Burgundiei, la 100 de euro pe sticlă. Dar asta se realizează doar etapizat, doar în timp și cu multă răbdare. O răbdare pe care ar trebui să ne inspire aceste povești pe care noi le spunem aici, plecând întotdeauna de la cazuri verificate, de la cazuri deja consacrate și care te obligă să le recunoști valoarea. Spune-le tu, la revedere, pentru că s-a încheiat rubrica de astăzi. Mulțumesc, Avram. Mulțumesc și sper din tot sufletul ca fiecare dintre cei care se uită la noi, 1% din voi, 1 la 1000 din voi, eu sunt fericit dacă e 1 la 1000, vă lăsați molipsiți, vă lăsați puși pe gânduri de ceea ce vă propunem și poate într-o jumătate de an, într-un an de zile, treceți la treabă. Cele bune, Doamne ajută!